Lucrările de modernizare a infrastructurii municipiului Târgoviște cu finanțare de la bugetul local au demarat în forță. Primarul Cristian Stan a făcut o vizită de lucru în zonele unde au început lucrările de reabilitare și modernizare. În primul rând, se lucrează intens la reabilitarea și modernizarea celor 4 parcări din zona străzii Pandurilor, blocurile numărul 34-38, microraionul 12. Deși strada Pandurilor a fost cuprinsă în PIDUB, cele 4 parcări aferente acestei străzi au fost omise din marele proiect. Ne aflăm exact pe locul unde se derulează o investiție importantă pe bugetul local al municipiului Târgoviște. Este vorba de parcările de pe această stradă, pe strada Pandurilor. Avem peste 4.000 de metri pătrați de asfalt care va fi turnat aici. Vedeți că trotuarele au început să fie deja amenajate, s-au montat stâlpi de iluminat, vom pune coșuri de gunoi, de asemenea vom interveni și la zona gardului cimitirului. Vrem ca această zonă să arate foarte bine. E o zonă care, din păcate, a fost omisă din proiectul privind PIDUB și este absolut inechitabil pentru cetățenii din această zonă ca aceste condiții în care stau din punct de vedere al infrastructurii să fie inferioare celor din, de lângă ei. Așa că am promis că prima lucrare pe care o vom aborda în 2016 va fi strada Pandurilor și am intrat, iată, pe strada Pandurilor. În paralel mai avem o investiție în derulare în microraionul numărul 2, este vorba de Parcul Norocel. Acolo facem un teren de sport și de asemenea schimbăm suprafața de la locul de joacă, punem un material din acela cauciucat pentru a proteja copiii. Totodată, primarul Cristian Stan a spus că se lucrează și în microraionul numărul 2, unde locul de joacă va fi modernizat. Aici se construiește un teren de sport multifuncțional, se va interveni și la părculețul pentru copii, unde va fi instalată o suprafață specială care va permite copiilor să se joace în deplină siguranță. Acesta este numai începutul unui program de investiții foarte importante și necesare în cartierele din Târgoviște.